Bun găsit tuturor! Ora 5 a venit, rândul fabulei i-a sosit. Crina Matei sunt, vă spun de fiecare dată, actrița teatrului Stella Popescu, teatru ce a inițiat campania O fabulă pe zi pentru copii, o campanie pe care o duce mai departe și astăzi, prin Anton Pan. Tot Anton Pan, ca și săptămânile trecute. De data aceasta, fabula pe care am ales-o să vă spun este Călătorul și Stejarul. Un călător ostenind și la un stejar sosind, sub umbra lui așezut, să răsufle un minut. Aci, un bostan fiind și în el pepeni zărind, mergând unul a luat și sub copaci l-a mâncat. Deci, ochii în sus ridicând, gândea întru sine zicând: ce lucru nepotrivit Dumnezeu a rânduit, ca la un copac astfel să facă rod mititel, iar la un vrej slab pe jos așa rod mare, frumos. Pe când acestea gândea și cu ochii în sus privea, o ghindă s-a slobozit și tocmai nas l-a izbit. Atunci, el nasul suflând, zise iar într-al său gând: ce nesocotit sunt eu! Bine a făcut Dumnezeu că de nu era rod mic și era pepene, cum zic, așa în cap de mă lovea, aci în loc mă adormea. Iar de era vreun dovleac, apoi nu mai dam de leac. Morala: multe un fel se gândesc și altfel se potrivesc. Dragii mei, ca de fiecare dată, vă spun și astăzi, vă îmbrățișez și vă dau un pupic virtual și am eu o informație așa de undeva că ne vom revedea cu bine și cât mai curând. Toate cele bune! Pa, pa!